Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta o să prezentăm un ciclocomputer de la Garmin, care are și navigație. Este ultimul model, cel puțin în anul 2022, iar acesta se numește Garmin Edge 1040. Aceasta este versiunea mai simplă, care nu are încărcare solară, iar în comparație cu cel mai scump, versiunea cu încărcare solară, acela are în loc de 32 de MB spațiu de stocare, are 64. Deci astea sunt singurele diferențe, spațiul de stocare și încărcarea solară. Aceasta este cutia acestui ciclocomputer. Să facem și un scurt unboxing. După ce am ridicat capacul, ne întâmpină deja ciclocomputerul. Și acum să punem deoparte tot ce găsim în cutie. Deci lucrul cel mai important, ciclocomputerul. Iar sub capacul din față avem o mulțime de alte accesorii, cum ar fi două seturi de prinderi pentru ghidon. Acesta este prinderea în sine pentru ciclocomputer. Ciclocomputerul se clipsează aici în spate. Iar această prindere folosește acești distanțieri de cauciuc care permite prinderii să nu alunece pe ghidon și mai departe este prinsă cu aceste bucăți de cauciuc și vine ceva de genul așa în X. Tot pentru prinderea pe ghidon avem un alt accesoriu. Aici este prinderea pe ghidon, iar aici putem să punem ciclocomputerul, tot așa se clipsează același sistem. Însă de data asta poți să-l ai pe ghidon puțin mai în față. De exemplu, ar fi foarte util această prindere pentru cursier. Pentru MTB, personal, mi se pare mult mai expus ciclocomputerul și parcă nu l-aș monta așa. Într-un alt ambalaj mai avem două distanțiere care pot fi folosite cu această extensie. Aceste distanțiere au dimensiuni diferite pentru diferitele tipuri de ghidoane. Mai avem două chei de tip imbus, tot așa pentru a fi folosite pentru desfacerea șuruburilor de pe acest suport. Și mai avem și un mic șnur pe care îl poți atașa. Avem aici în spate două orificii și poți să-l folosești să ții mai bine ciclocomputerul, de exemplu dacă nu folosești pe bicicletă sau poate chiar să-l legi cumva de bicicletă, nu știu. Iar ultimul accesoriu care vine în pachet acest ciclocomputer Garmin este un cablu de tip USB Type-C. Pentru a asigura protecția acestui device am cumpărat o carcasă tot de la Garmin, este singura pe care am găsit-o de la ei. După cum se poate observa, aceasta este mai degrabă un bumper decât o carcasă, pentru că protejează doar marginile acestui ciclocomputer. Îmi place că este relativ slim, astfel că nu mărește foarte mult dimensiunile acestuia. Însă ce nu-mi place e că nu protejează deloc spatele. De aceea, între timp, am mai comandat o carcasă adevărată, astfel încât o să protejeze tot ciclocomputerul. Pentru că eu montez pe pipa bicicletei acest device și astfel că se poate zgâria spatele acestuia, spatele acestuia fiind din aluminiu vopsit. În continuare vom porni ciclocomputerul Garmin și vom vedea puțin cum arată meniul acestuia. Acum butează, mi-arată că avem 80% baterie rămasă. Iar în acest prim meniu pot selecta tipul de cursă pe care vreau să-l fac. Eu mi-am personalizat ciclocomputerul astfel încât să am curse de tip road, adică să merg doar pe asfalt, și curse de mountain bike cu bicicleta electrică e-mountain. Iar pe această pagină puteți să mai vedem ultima cursă parcursă, înregistrarea acesteia, busola, timpul probabil, cum este vremea afară și când este răsăritul și apusul. De exemplu, dacă merg la munte, selectez aici că vreau să merg cu bicicleta electrică pe munte. Iar odată cu acele profile, poți să-ți personalizezi cum să arate ecranul. De exemplu, în cazul de față, la mine arată ecranul cam așa, aici profilul elevației, ora curentă, distanța până la destinație dacă am pus o rută, în cazul de față am pus o rută, bateria rămasă și temperatura actuală. Acest ecran poate fi controlat integral prin intermediul touchscreen-ului,
În cazul de față, dacă voi da în dreapta, nu este afișată harta. Avem aici plus minus pentru a da zoom in sau zoom out și putem să vedem mai multe detalii la nivel de stradă. Jos mi-am personalizat de asemenea să-mi arate câteva alte date, cum ar fi distanța, distanța până la destinație, altitudinea, ora curentă, timerul, adică de când am început să merg cu bicicleta și temperatura actuală. Iar dacă ar fi să dăm pagina următoare, atunci când am setat deja navigația să mă duc într-un anumit punct, îmi arată și profilul elevației pentru cursa curentă. De exemplu, în prima fază se vede că avem o porțiune semi-plată, apoi urmează o urcare medie, iar la sfârșit avem parte de urcare foarte, foarte dificilă. În cazul de față am setat o rută din București până în zona Mueciu și ne spune că avem de urcat până acolo 3100 de metri. Acum că v-am prezentat pe scurt cum arată ciclocomputerul și ce avem în pachet, haideți să mergem pe traseu să vedem cum se comportă în realitate și cum se comportă pe teren acest device. Cu ocazia acestei ture, voi testa și nouul ciclocomputer pentru bicicletă, care are și navigație. Este vorba de modelul de la Garmin 1040. Înainte foloseam modelul chinezesc IGP Sport 620. Am fost foarte mulțumit de el, însă am simțit nevoia parcă de a avea un ecran mai mare și chiar am fost curios să văd cum se comportă un model de la Garmin, cu care se laudă toată lumea, să vedem care sunt diferențele. Și mi-a plăcut mai mult la această navigație, care are foarte multe opțiuni de a personaliza acest device cum îți dorești. Marele plus este că ai un ecran mai mare și mai ales că ține bateria mult mai mult. Zic ei că ține 30 de ore dacă este folosit intens și că ecranul mereu aprins. Deci exact ce trebuie. Modelul pe care l-am avut anterior ținea bateria mult mai puțin, poate în jur de 8 ore, 9 ore. Era de ajuns și acela, dar poate la turele lungi trebuia să mai pun puțin încărcat. Aveam acest mic inconvenient. Acum să vedem în realitate cât de mult ține bateria la modelul de la Garmin. Dacă merge să îl folosesc cât de cât și cu mânușile. Poate că n-am aceeași precizie pentru că se face degetul mai mare. Dar în rest pare a fi ok și așa. Are și acesta trei butoane fizice. Aici în stânga poți să oprești de tot device-ul. În dreapta jos este un buton cu care pornești practic înregistrarea cursei și atunci începe să controlizeze timpul parcurs pe perioada traseului și ce distanță ai parcurs. De asemenea, loghează și tot traseul pe unde ai fost și poți să-l încarci pe Strava. Iar în stânga avem un alt buton care nu face altceva decât să treacă la turul 2. De exemplu, dacă faci mai multe ture, înregistrezi acele lap-uri. Eu nu am nevoie de acea funcție. În rest, poți să controlezi navigația doar prin intermediul touchscreen-ului. Sunt și avantaje și dezavantaje, ca la orice. Avantajul e că ai opțiuni mult mai variate de configurare și la îndemână. Nu mai trebuie să treci printr-o mie de meniuri dacă vrei să setezi ceva. Iar dezavantajul este că nu este la fel de precis ca și cum ai avea direct butoane fizice. Deci acum avem în față ecranul de navigație. Dacă dau în stânga avem modul de ciclocomputer obișnuit, unde eu mi l-am personalizat astfel încât să-mi arată datele care îmi plac mie, de care am eu nevoie. Viteza, profilul de altitudine, sau mai bine zis, trasează panta de până acum, să vedeți care este profilul acestia. Și valoarea altitudinii la care ne aflăm acum, de exemplu 995 de metri. Timpul curent, temperatura actuală 3,6 grade, nivelul bateriei pentru Garmin 97%, distanța parcursă de până acum 2,41 și nivelul de înclinație al pantei 6%. Dacă dau în dreapta avem navigația. Dacă dau următoarea pagină, ne arată profilul elevației, adică profilul înclinației acestei traseu. După cum vedeți, urcăm în continuu până la jumătatea traseului și pentru că vom coborî exact pe aceeași parte, adică exact pe aici. Profilul de la coborâre e exact la fel, numai că este în oglindă. Și aici poți să mai pui și alte date, cum ar fi ce diferență de nivel are tura în total, 969 de metri mi arată, cât mai avem de urcat, 850 de metri, nivelul de înclinație al pantei 7% și altitudinea actuală. Deja am ajuns la 1005 metri. Și poți să-ți adaugi mai multe ecrane, poți să-ți înlocuiești datele, să spui ce-ți place. E foarte flexibil pe această parte. La fel era și cel chinezesc.
doar că acolo având ecran mai mic, na, puteai să spui mai puține chestii. De data asta chiar că am ieșit cu totul în golul alpin. De acum ne va fi și mai cald, pentru că suntem în plin soare. Văd că ecranul navigației se vede foarte bine. Însă trebuie ținut cont de faptul că am setat manual la maxim intensitatea luminoasă a ecranului. Are și un mod de auto, dar mi se părea cam întunecat pentru mine. Așa că am ales varianta de a-l seta la maxim. Deci am plecat pe traseu acum 1 oră și 45 de minute și văd că s-a dus cam 21% în baterie, ceea ce înseamnă că e cam departe față de ce zice Garmin. În ritmul ăsta cred că ar ține bateria în jur de 9-10 ore față de, cât zic ei, 30 de ore. Observ că după 6 ore și jumătate de folosit navigația Garmin model 1040 în temperatură de aproximativ 10 grade, nivelul de încărcare al bateriei a ajuns de la 100% la 59%. Deci chiar și în aceste condiții se pare că ar ține cel puțin jumătate de zi, adică 12 ore. În condițiile în care țineți cont că i-am ținut cea mai mare parte a turei ecranul iluminat la maxim, iar asta consumă foarte multă baterie. Deci pot să zic că mă declar mulțumit, pentru că acesta a fost și unul din motivele pentru care am făcut upgrade la această navigație. Aceasta a fost prezentarea pe scurt a acestui ciclu computer. În funcție și de interesul vostru pentru acest device, voi mai face un alt clip în care vom intra mai mult prin meniuri să vedem ce posibilități de personalizare are acest ciclu computer. Așa că lăsați în comentariu dacă doriți să aflați mai multe informații. Astea fiind spuse, rămâne să ne vedem în episodul următor. Salutare!